Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și astăzi voi citi din nou o poveste din cartea Povești ca să te iubești mai mult. Se numește Micul Arcaș Priceput. Imaginează-ți! Juan era un băiețel căruia nu-i prea plăcea să meargă la școală. Prefera să-și petreacă timpul în pădure, să se cațere în copaci și să prindă iepuri. Bunicul lui îi dăruise un arc cu săgeți ca să învețe să-i vâneze. Băiatul trăia nu departe de castelul ducelui Augusto. Acesta era un vânător iscusit. Lua urma cerbilor, vulpilor și urșilor și îi nimerea pe dată. Chiar el spunea că nu se află vânător mai priceput în tot ținutul. Dar într-o zi, când avea oaspeți de seamă, ducele nu reuși să vâneze nimic. Nu-i venea să creadă. Ce se întâmpla? Niciuna din săgețile lui nu nimerise turma de mistreți pe care o urmăreau. Abătuți, ducele și tovarășii săi se întorceau spre castel când îl întâlniră pe micul Juan cu arcul lui. Spre marea lor mirare, văzură în apropiere 6 copaci, care aveau pe trunchi un cerc alb de vopsea, în mijlocul căruia era înfipt o săgeată. Ducele Augusto descălecă pe dată. Unde e tatăl tău? Îl întrebă el pe Juan, care se sperie, crezând că a dat de bucluc, căci copacii aceia erau pe domeniul ducelui. Tata nu știe nimic, înălțimea ta. Muncește la câmp din zori. Doar eu sunt de vină. Ducele Augusto nu zise nimic. Se uită pe rând la fiecare dintre copacii cu săgeți în ei. Băiețelul acesta, care își tot cere iertare, este fără îndoială deosebit, își zise el. Înălțimea ta, voi face tot ce poruncești ca să mă ierți că am stricat acești copaci. Voiam să învăț. Tu ai tras săgețile acestea? Întrebă ducele. Da, mă vei pedepsi? Să te pedepsesc? De ce? Te felicit, băiete, nici eu n-aș fi reușit să nimeresc cu arcul în mijlocul fiecărui cerc, spuse ducele zâmbind. Dar ia zi, cine te-a învățat să tragi cu arcul? Aș vrea să-ți cunosc maestrul. Juan îi povesti că este vorba de bunicul lui, dar că nu se pricepea prea bine. De aceea ieșise el în dimineața aceasta să exerseze. Era începător. Termină cu prostiile, băiete, îi zise ducele. Numai un arcaș iscusit ar fi nimerit ținta așa. Înălțimea ta, întâi am tras săgețile și abia apoi am desenat cercul în jurul lor. Am făcut asta ca să nu mă descurajez, pentru că știu că într-o zi voi ajunge să nimeresc cu săgeata în mijlocul cercului de la prima încercare. Ducele Augusto începu să râdă în hohote, iar râsul lui îi molipsi pe toți cei din alaiul său. În ziua aceea, vânătorul cel iscusit a învățat că, de multe ori, imaginația este arma cea mai de preț. Trebuie să vezi ca să crezi sau să crezi ca să vezi. Uneori vedem totul în culori sumbre și nu găsim soluții la o problemă, dar asta nu înseamnă că nu există soluții. Suntem confuzi, cum spun oamenii mari, adică nu vedem ceea ce se află în fața noastră. Supărat, ducele nu înțelege cum de poate un copil să nimerească ținta de atâtea ori, în vreme ce el unul nu reușește. Ca în multe alte situații din viață, trebuie să gândim în sens invers. Dacă săgeata nu nimerește cercul alb, să desenăm un cerc alb în jurul săgeții. Și astfel vom avea în fața ochilor punctul în care vrem să ajungem. Mulți sportivi de performanță folosesc această tehnică atunci când se antrenează, ca să aibă încrederea și entuziasmul necesare pentru îmbunătățirea performanței. Uneori trebuie să vezi ca să crezi, dar de multe ori este mai bine să crezi și vei ajunge și să vezi. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare cu o nouă și interesantă poveste.